Bună seara! Mă numesc Gabriel Costan și vă prezint știrile de mâine seară. În această după-amiază a sosit un comunicat care anunță că lucrările de la autostrada București-Brașov va fi gata în data de... Nu se precizează data. Același minister a mai emis un comunicat prin care spune că lucrările de la Piața Sudului sunt întârziate datorită Uniunii Europene, care nu poate înțelege nici acum conceptul de 10% din valoarea totală a lucrărilor. Olanda a anunțat că dacă ar vinde lalelele la prețul panseluțelor din sectoarele Bucureștiului, ar ajunge probabil prima putere a lumii. Pentru că de câteva săptămâni în spațiul public circulă ideea acum că dacă ai mânca un ou fiert, ai mânca de fapt un pui de găină neeclozat, Discovery România s-a implicat în rezolvarea problemei. După o analiză completă, care a durat mai multe săptămâni, aceștia au organizat o conferință de presă, iar concluzia a fost aceasta. A acuzat pe cineva că mănâncă un pui de găină neeclozat după ce a mâncat un ou fiert este ca și cum ai acuza practicantele sexului oral de canibalism. Pentru a liniști populația, aceștia au ținut să precizeze că între sexul oral și canibalism nu există nicio legătură. Eliminarea vizelor pentru Canada poate duce la înjumătățirea populației pentru România, iar Bulgaria riscă să nu mai fie populată. Acolo, știrea a fost primită cu bucurie și cu bagajele la ușă. Câteva ONG-uri care militează pentru economisirea energiei electrice au publicat un studiu prin care arată că dacă ar fi stinsă lumina în clădirea Parlamentului pe durata somnului din ședințe, consumul energiei electrice ar scădea cu până la 70%. Sport. Șumudica a declarat că dacă s-ar fi ținut de treabă, ar fi câștigat mai mulți bani din tenis decât din fotbal. Evident, la pariuri. Meteo. Condițiile meteorologice din vară, adică seceta excesivă, și-au pus amprenta pe zonele viticole din țară, unde, până la seceta de anul viitor din Butoaie, va ploua cu găleata în pahare. O informare de ultimă oră ce vizează regiunea centrală anunță cantități mari de aburi de alcool ce se vor deplasa spre flancul nord-vest, unde va ploua cu tărie.